Ca în fiecare vară, un angajat al OPC Gorj este detașat să muncească pe litoral, acolo unde în sezon estival controlele se înmulțesc. În anii precedenți, Mădălin Giurcău a fost cel care a plecat la mare o lună de zile îndeplinind sarcinile de serviciu. Anul acesta nu a mai vrut, delegând un alt coleg din subordine. Acesta va îndeplini obligațiile trasate de ANPC. În urma stabilirii, ceea ce stabilește domnul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, dacă se consideră necesar, ne vor solicita și nouă personal din cadrul CGPC Gorj. Dar, în momentul de față, nu ne-a venit nimic de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor referitor la litoralul 2019. Depinde acum de necesarul de comisari care se găsesc în perioada respectivă la servici, având în vedere faptul că foarte mulți comisari în perioada iulie, august, septembrie sunt în concedii. Și în funcție de necesarul care, sau de tematicile de control pentru care se vor desfășura acțiunile pe control, pe litoral, se vor solicita, bănuiesc, și din cadrul instituției noastre, comisari să fie detașați în acea perioadă la mare. Anul trecut am avut o singură persoană, vedem anul acesta care va fi posibilitatea și în funcție de ce comisar vom avea disponibil, ce ni se va solicita de către președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. La ora actuală, instituția din Gorj dispune de 8 angajați.